Vă salut din nou cu mare drag și mă bucur tare mult să ne aflăm încă o dată pentru încă o seară minunată cu un invitat pe măsură pe acest canal de sănătate holistică. Avem cu toții o latură pozitivă și o latură negativă care corespunde zilei noastre de naștere, adică vibrației noastre interioare. Este foarte important să înțelegem caracterul nostru, în primul rând, dar și mai important este să înțelegem caracterul persoanelor din jurul nostru și să fim capabili să ne adaptăm în anumite momente personalitatea noastră în funcție de cerințele celor care ne sunt alături. Ana Maria Carare ne va explica astăzi cum putem noi să ne cunoaștem și acceptăm polaritățile negative și ale celor din jurul nostru? Din punct de vedere numerologic, ziua în care s-a născut cineva oferă detalii foarte importante despre cine este acea persoană în momentele când este ea cu sine însăși, da? Și în momentele ei de vulnerabilitate, pe care foarte mulți dintre noi ori ne ferim, ori nu vrem să le vedem și nu vrem să le acceptăm sau să le discutăm. Așa că, Ana, în seara asta o să ne facă o foarte mare, să zic eu, cum să-i zic, claritate și sunt foarte curioasă pentru că, da, mi-a spus de altfel că zilele noastre de naștere sunt mult mai importante dacă le luăm așa de la 1 la 31, fără să adunăm, da, deși să adunăm avem anumite caracteristici, dar să ne uităm la ele fiecare exact când ne-am născut. Ana, dragă, pentru a doua oară aici la mine, îți mulțumesc tare mult de că ai acceptat invitația mea. Îți dau cuvântul. Bună seara la toată lumea, mulțumesc și eu de invitație, o plăcere să fiu la tine în podcasturile astea minunate. Da, într-adevăr, cum ai spus, zilele de naștere sunt zilele cu abilitățile și cu calitățile și chiar aspectele mai puțin nefavorabile ale fiecăruia cu care ne naștem și le avem cu noi toată viața până la moarte. Astăzi o să vă prezint calitățile pozitive și calitățile negative a fiecărei zile de naștere, pentru că e foarte important să ne cunoaștem sau de multe ori noi reacționăm și nu știm de ce, zicem că așa ne-a apucat sau că, nu știu, am fost eu într-o pasă proastă, dar de fapt, câteodată acționăm pentru că acea e partea noastră nefavorabilă și ne afectează, nu ne afectează, fiecare știe cum o folosește. Am să dau share la. Ok. Deci, indiferent de cifrele care guvernează ziua de naștere, numai puțin că eu nu mă văd. Oh, deci, eu am început-o din nou. Eu te văd. Așa, share screen, numai Așa. puțin. Așa, share. Acum, da. Ok. Se vede, da? Da, super. Ok. Deci, indiferent de cifrele care guvernează ziua de naștere, acestea sunt indicii ale potențialului nostru unic, pentru că fiecare persoană este unică în felul ei. Indiferent dacă într-o zi, adică indiferent, nu chiar indiferent, adică dacă într-o zi se nasc, nu știu, 1.000 de persoane, în aceea zi, aceeași oră, probabil același minut, pentru că lumea asta e mare, posibilitățile sunt, dar noi suntem afectați de țara în care ne naștem, de numele care îl vom purta, de religia în care ne vom afla de acum încolo și sunt foarte multe chestii din astea personale care ne vor face ca o persoană născută data de întâi să nu fie exact similară cu cealaltă. Exact. Și atunci, noi cunoscându-ne data de naștere, eu insist mult pe data de naștere pentru că data de naștere este interiorul nostru, cum suntem noi fără măști. Și pentru mine e foarte, adică toată cunoașterea asta despre numerologie și ezoterie și holistică care a început de la întrebarea cine sunt eu, ce pot să fac în lumea asta, de ce am venit aici, care sunt abilitățile mele sau mai sunt persoane care zic, a, nu, eu m-am născut doar așa. Nu s-a născut nimeni doar așa, fiecare avem un rol.
E foarte important să ne cunoaștem pe noi ca să ne găsim scopul, menirea, rolul în această viață. Oricum avem un rol. Depinde doar de noi dacă îl căutăm și îl practicăm, îl punem în practică sau nu. Și atunci vom începe cu data de naștere 1. Eu am făcut un PDF în care am pus și aspectele pozitive și cele negative ca să persoanele care se uită la noi să înțeleagă mai ușor despre ce vorbesc. Deci, data de naștere 1. Persoanele sunt lideri autentici, cu un spirit independent și hotărât, care adoră și doresc să își găsească scopul în această viață și să-și urmeze propriul drum. Pentru că sunt niște persoane care, acum vorbim despre partea negativă, cum ar veni, ei își asumă rolul de lider, dar în nebunia asta, în era asta vitezei în care trăim, de multe ori, voim să facem bine, facem de multe ori rău. Și atunci, data de naștere întâi, care sunt aspectele negative care ar putea fi, din voința asta lor de a conduce, de a fi primii, tind să devină egoiști și să ignore perspectivele celorlalți. Adică să nu le asculte perspectivele lor. Doar ei au dreptate, ei vor să facă și ei vor să fie primii în față. Și atunci acționează impulsiv și nu se gândesc la deciziile care le iau pe termen lung. Se gândesc doar acum. Acum e ok pentru mine, acum fac asta, dar când vorbim pe termen lung, s-ar putea ca decizia respectivă să nu-i fie tocmai benefică. Și atunci, ca să se echilibreze puțin, în momentul în care doresc să iau o decizie, să stea să se gândească, e ok pentru mine, pe termen lung e ok, cum mă afectează și e chestia asta de egoism. Au tendința de a fi egoiști, de a fi doar pentru ei și doar ei știu și fac bine. Pentru că avem 31 de date de naștere și nu vreau ca podcastul ăsta să fie foarte mare, am să trec prin fiecare dată de naștere și dacă aveți întrebări la sfârșit sau în timpul când prezint, puteți să lăsați un mesaj în chat și Nadia, dacă nu-l văd eu, mă anunță Nadia. Deci, dragilor născuți în data de 1, voi sunteți niște lideri autentici. Sunteți niște persoane care străluciți, dar încercați să nu acoperiți și soarele altcuiva. Aveți tendința de a lucra individual și nu în echipă și din această cauză tindeți puțin către egoism. Tindeți să nu luați părerile celorlalți în considerare, sfaturile lor și aveți și o atitudine dominantă, pentru că sunteți lideri, adică șeful e șef, toată lumea îl ascultă și voi chiar vă asumați calitatea aceasta de șef, de lider. Persoanele născute în data de 2 au o empatie și o intuiție mare. Au abilități excelente de comunicare, caută echilibru în relații și apreciază frumusețea și creativitatea. Pentru că la 2 domină emoția destul de mult în absolut tot ce fac, au partea negativă, aspectul nefavorabil care ar putea să nu lase în evoluție, ca să evolueze sau să își manifeste toate principiile pozitive, ar fi indecizie excesivă și evitarea confruntărilor. Un 2 care manifestă partea lui negativă nu prea vrea să iasă din zona de confort. Și orice situație care îl pune să iasă din zona de confort, îi se pare că cineva are ceva împotriva lui, îi se pare că toată lumea doar îi face chestia asta doar ca să îi facă în ciudă, că are ceva cu el. Au o gândire, pentru că sunt foarte emoțional și simt totul, o iau foarte personal, orice se întâmplă. Cunosc persoane care sunt născute în data de... Acum vorbim de data de naștere 2. Dar asta include și puțin din 11 și puțin din 20, care manifestă emoția la nivel mai înalt ca oricare altă cifră. Și atunci, evitarea confruntărilor. Ei sunt de acord cu toată lumea doar ca să nu intre în conflict, doar ca să nu trebuiască să se certe, pentru că își pierd o mare parte din energie dacă sunt pe partea negativă făcând asta. Persoanele din data de 2 consideră că să nu fii de acord cu ceva ar trebui să te cerți. Ei,
noi putem să spunem lucrurilor și frumos pe nume, să ne spunem părerea noastră, ideea noastră, fără să intrăm în conflict, să ne certăm. Au tendința de a sacrifica nevoile personale pentru ceilalți. Adică tot timpul, dacă prietenul, vecinul, cumnatul, sora, fratele au nevoie de ceva, ei dau prea mult de la ei, pentru că se sacrifică pe ei pentru ceilalți, doar din ideea de a evita conflictul. Să nu fie ei în conflict, să fie în zona lor de confort, au tendința de a se sacrifica. Insecuritate în exprimarea opiniei personale. Din ce cauză? Tot din cauza confruntării. Au o problemă cu confruntarea. Nu se ceartă, dar și când se ceartă, ele se ceartă. Adică e cearta aia în care se spune cu lacrimi ceea ce are de spus. Și are o dependență de părerea celorlalți, tot din acest punct de vedere, în care să nu supere pe nimeni, să fie toată lumea ok, din nevoia de a evita confruntarea și din sacrificiu pentru ceilalți. Deci, dragi persoane care sunteți născute în data de 2, fiți mai stăpâni pe emoțiile voastre și pe ceea ce doriți voi să faceți și să transmiteți. Sunteți niște persoane foarte calde, foarte prietenoase, foarte emotive, empatice și atunci, sigur, o să găsiți calea în care să vă expuneți ideile fără să credeți că veți crea un conflict. Persoanele născute în data de 3 au o imaginație bogată și abilități artistice remarcabile. Sunt comunicatori eficienți și deschiși, capabili să inspire și să împărtășească idei. Au un spirit jovial și un optimism care aduce bucurie celor din jur, atracție față de activitățile sociale și relațiile interpersonale armonioase. Persoanele născute în data de 3 sunt persoanele care le place viața, care sunt foarte curioase, care învață de dragul de a ști, pentru că sunt curioase și ei doresc să știe. Ei o să facă și artă, o să meargă și la un curs de gătit, și la un curs de pictură și muzică. Nu contează ce le captează lor atenția, ei vor fi acolo, vor dori ca să vadă despre ce e vorba. Din această cauză, au tendința să înceapă foarte multe proiecte și să nu le termine. Inclusiv întreburile zilnice din casă, poate să înceapă să facă și curățenie, și mâncare, să înceapă și un proiect pentru birou și să nu termine nimic. Și atunci chestia asta le aduce o frustrare și o stimă de sine scăzută. Da, eu tot timpul nu sunt în stare să fac, să termin. Dar se întâmplă chestia asta doar pentru că manifestăm partea negativă, acum negativă, aspectul nefavorabil, pentru că nu e o parte negativă. E doar ceva ce trebuie să avem în vedere, adică nu încep mai multe proiecte pentru că eu trebuie să le duc la sfârșit pe cele care le-am început. Au posibilitatea de a deveni neliniștiți sau superficiali în căutarea constantă a distracției, pentru că sunt niște persoane foarte sociabile și pentru ei societatea și ieșirea în societate e un aspect important, atunci, da, hai, ieșim, mergem, facem. Și să prea aventurează fără să zic, oh, stai, nu, 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 acum eu trebuie să termin proiectul și după aia mă duc la cafea cu prietenii, prietenele, cu cine doresc ei. Au riscul de a vorbi prea mult sau de a neglija ascultarea celorlalți. Persoanele născute în data de 3, 12, 21 sau 30 vorbesc foarte mult. Extraordinar de mult. Sunt cei mai vorbăreți și atunci au tendința, partea asta nefavorabilă, de a fi ei tot timpul să vorbească și să nu poată să-i asculte sau să nici măcar să nu-și dea seama că doar ei vorbesc și persoanele din jurul lor au și ele un punct de vedere de spus și nu-i ascultă nimeni. Au schimbări frecvente de direcție și dificultăți în a se concentra, din cauza că ori încep prea multe, ori sunt prea curioși, ori au așa impulsul ăsta de moment. Hai să facem. Și atunci, normal, începe un lucru, da, dar știi, începe un curs, da, mie nu mi-l place, dar ok, îl abandonez, îl lăs acolo. Și asta înseamnă energie pierdută. Deci ar fi foarte ok să luăm în considerare aspectele nefavorabile ca să putem să ne punem calitățile în valoare mai mult, ca să nu ne încurcăm. Adică dacă ești născut în data de 3, ce începi? Ar fi foarte ok, foarte benefic pentru tine să duci la bun sfârșit. Nu începe mai multe lucruri pentru că
s-ar putea să nu le terminăm și atunci cine are de suferit? Tot noi. Persoanele născute în data de 4 au abilități practice și pot realiza lucruri concrete. Au o capacitate de concentrare și putere de muncă remarcabilă, sunt de încredere și au se țin de cuvânt, dacă promit ceva, aceea se întâmplă, pot construi baze solide pentru viitor. În numerologie se spune, fără 4, lumea n-ar putea să existe, din cauza că ei sunt cei care pun temeliile. Data de naștere, 4, este și 4, este și 13 și 22. Doar că voi discuta de fiecare în parte, pentru că un 4 e doar un 4, 13 este un 1 și un 3 care formează un 4, 22 sunt 2 de 2 care formează un 4. Deci acum Și am descurcat. 31, Ana, da? Ah, exact, și 30. Da, știam eu că mai este 1, dar nu. Da, și 31, într-adevăr. Și atunci au riscul de a deveni încăpățânați și rigizi în gândire dacă manifestă partea lor negativă. Și atunci trebuie să. Ar fi ok ca să nu fie atât de încăpățânat, pentru că ei sunt foarte posesivi. Și când sunt posesivi, nu permite nimănui să vină să facă o schimbare în jurul lor, la birou, acasă sau în orice altceva. Dacă a făcut un plan, planul pentru el, ăla e planul concret. Din cauza că a lucrat foarte mult, știe că e planul cel mai bun, dar câteodată o mică ajustare la plan îl face mai wow. Persoanele cu patru nu prea permit ajustarea respectivă pentru că ei știu că au făcut cea mai bună treabă. Sunt niște oameni foarte muncitori, sunt niște oameni foarte pragmatici, realiști. Adică ei iau totul foarte în serios. Și din cauza asta, poate să se simtă blocați în rutină și evită schimbările. Nu le plac schimbările pentru că sunt niște oameni statornici, care stabilitatea e punctul lor forte și nu prea le place să iasă din zona lor de confort. Pentru că ei sunt foarte buni în domeniul în care activează și atunci ei acolo și-au găsit stabilitatea. Poate să cadă pradă criticilor excesive, inclusiv față de ei înșiși. Ei sunt cei mai mari critici ai lor. Deci, la un patru, tot timpul o să zică, am făcut proiectul acesta, dar, deci există un dar întotdeauna. Au nevoie să învețe să se relaxeze și să lase loc spontaneității. Pentru că altfel stau prea încordați. Și sunt prea. Mentalul lor este solicitat la maxim. Sunt niște persoane foarte mentale și cu niște reguli foarte stricte care nu le place ca nimeni să vină să le deranjeze regulile de nicicum. Data de naștere 5. Aspectele pozitive. Este creativitatea și adaptabilitatea cu desăvârșire. Capacitatea de a face lucruri noi, conexiuni și a se adapta în orice situație. Carismă și farmec personal care atrag pe toată lumea. Abilitatea de a aduce o notă de entuziasm pe unde merg. Aspectele nefavorabile ale persoanelor născute în data de 5. Persoanele născute în data de 5 sunt nonconformiști. Femeile născute în data de 5, 14 și 23 sunt niște femei frumoase care au grijă de corpul lor, de aspectul lor. Pentru ele e foarte important cum arată, cum se îmbracă. Cele mai de top fotomodele sunt persoane născute în data de 5, pentru că pentru ele e foarte important grija de ele. Au tendința de a deveni neliniștiți și neînțeleși dacă rutina își face simțită prezența. Persoanele cu data de născute în data de 5 nu le place lucrurile făcute repetitiv. Adică rutina. Nu, ei sunt niște persoane foarte spontanice, care iau decizii pe moment, care schimbă planurile pe secundă, se pornesc de acasă să meargă la, nu știu, la magazin, ajung la cafenea, doar așa pentru că au chef să bea o cafea și ei se duc direct la cafenea. Poate să cadă în capcana nepăsării sau a instabilității dacă nu gestionează impulsurile. Sunt niște persoane care noi le recunoaștem în societate în felul extremist în care se îmbracă.
O persoană născută în data de 5 va ieși în evidență cu ceva. Nici nu contează cu ce, dar va fi extravagantă, într-un fel sau altul. Au tendința să glumească mult. Lor le plac glumele. Le plac ce să disfrute, să se bucure de viață. Și atunci au tendința de a face glume proaste, de a face glume de prost gust, care persoanele din jurul lor nu tot timpul le acceptă sau le place. Și atunci ar fi un sfat pentru ei este să fie atenți cu glumele care le fac. Nu tot timpul toată lumea poate să guste glumele lor și să fie așa puțin mai liniștiți. Adică, ok, ele sunt niște persoane foarte extremiste, care le place aventura, le place să călătorească, le place să schimbe tot timpul, în continuă căutare, dar totuși să mențină puțin echilibru în viața de zi cu zi, că altfel cad în partea negativă și atunci o să înceapă să nu le mai meargă lucrurile cum doresc ele și o să se întrebe de ce. Așa, data de 6. Persoanele născute în data de 6, emoțiile și compasiunea profundă fac din ele un confident și un susținător excelent. Au capacitatea de a duce armonie în mediul în care se află, au talente artistice și estetice remarcabile. Persoanele născute în data de 6 sunt prietenii absoluți. Poți să mergi la ei, sunt înconjurate de persoane care tot timpul îi caută pentru sfaturile care le dă, pentru răbdarea care o au să-i asculte, sunt foarte buni ascultători și au talente artistice și estetice remarcabile pentru că când mergi în casă la o persoană șase, te vei simți ca acasă, vei găsi o armonie aparte, vei găsi lucrurile cu bun gust așezate în casă, vei găsi casa lui se va face remarcată de pe toată strada pentru că va fi o casă cu flori, va fi o casă care va avea ceva aparte, care îți va trage cu ochiul și vei ști că e casa lui șase. Aspectele nefavorabile este riscul că se îngrijorează prea mult pentru ceilalți și uită de el. Din cauza că este un prieten foarte bun, de multe ori pune alte persoane pe primul loc și uită de el. Poate să uite și de familie, și de job, și de absolut orice ca să-și ajute prietenul. Pentru că prietenia e foarte importantă pentru aceste persoane. Au tendința de a se simți copleșiți de responsabilități și de a se sacrifica în exces. Tot din cauza că acordă prea multă atenție sau nu au un echilibru între viața personală și societate, în care se poate sacrifica mai mult decât e nevoie. Deci, echilibru. Șasele tot timpul să mențină un echilibru în viața de zi cu zi, indiferent că e vorba de viața personală sau de viața socială, pentru că șasele lucrează până la epuizare sau doarme până nu mai poate, nu mai face nimic decât stă. Deci, un echilibru în viața lor. Data de naștere 7. Au capacitatea de a descoperi înțelesuri profunde și semnificații subtile în tot ce îi înconjoară. Au abilitatea de a se conecta cu lumea interioară și de a găsi răspunsuri în tăcere. Au talente artistice și literare remarcabile. Persoanele născute în data de 7 sunt niște filozofi profunzi. Ele au tendința să cunoască lucrurile în profunzimea lor. Abilitatea de a se conecta cu lumea interioară și de a găsi răspunsuri în tăcere este pentru că ei preferă să se izoleze de societate, să se izoleze chiar și de familie, adoră să fie ei cu ei și atunci citesc mult, studiază mult, chiar meditează, dar cine a descoperit partea de meditație spirituală o să facă lucruri în acest sens. Aspectele nefavorabile sunt riscul de a deveni prea introvertiți și de a evita interacțiunea socială. Persoanele născute în data de 7 au tendința de a se izola. Dacă te izolezi prea mult, s-ar putea să pierzi conexiunea cu exteriorul și nu e ok pentru creșterea atât personală, cât și spirituală, cât și sociabilă în care societatea în care ne aflăm.
are tendința de a deveni prea critic față de el și față de alții. O persoană născută în data de 7 are tendința de a critica, partea negativă este de a critica atât pe el cât și pe alții. Adică el gândește foarte mult, e o persoană foarte mentală, care se stresează mult, dar în sinea lui, în interiorul lui. Pot să spun că și ei evită cearta, evită confruntările, nu le place nicicum, adică te retrag automat în carapacea lor, cum ar veni. Deci, un sfat, împrieteniți-vă cu societatea, pentru că este spre binele nostru. Noi suntem făcuți să locuim în societate, să stăm în societate. Data de naștere 8. Are capacitatea de a transforma ambițiile în realitate și de a construi fundamente solide. Are talente de lider și dorința de a aduce schimbare pozitivă în lume. Are abilitatea de a învăța din experiențe și de a lua decizii informate. O persoană născută în data de 8 este o persoană foarte sociabilă, impunătoare, puternică, care el nu dorește să schimbe societatea, ei dorește să schimbe orașul în care locuiesc, țara, să aducă o schimbare care să se simtă la un nivel înalt. Sunt niște persoane impunătoare, care pun foarte mare accent pe viața socială și pe partea materială. La un ochi tot timpul o să-i vezi toate lucrurile care le are de foarte mare calitate, va fi în trend cu absolut tot ce se întâmplă în jurul nostru, de la haine la tehnologie, cu absolut tot. Și pentru că este impunător și știe ce vrea de la viață, are calități de lider. Aspectele nefavorabile este riscul de a deveni prea ocupat de succes și de a neglija relațiile personale. Pentru că statutul social e foarte important pentru ele, se poate să lase viața personală și să se concentreze foarte mult pe viața profesională și pe succesul în carieră, și atunci neglijează restul aspectelor. Au tendința de a deveni obsedați de control și de a dezvolta atitudini inflexibile. Pentru că sunt niște persoane impunătoare, trebuie să aibă în vedere să nu exagereze, să meargă în partea extremă cu tendința asta lor impunătoare, să devină un obsedat de control și de putere. Au setea de putere și setea de bani, întotdeauna își oprește partea leului. Un 8 știe să facă împărțeala foarte bine atâta timp cât iasă în favoarea lui. Și aici, pentru că este o persoană foarte dreaptă, în momentul în care manifestă partea negativă, își va cere partea leului. Adică, cum? Nu eu am făcut cea mai mare muncă aici, nu-i dreptul meu să primesc mai mult? Și nu tot timpul acesta e corect, pentru că trebuie să fim corecți de la cum am făcut de la început. Și atunci, un 8 trebuie să aibă în vedere să nu manifeste partea negativă. Tot timpul, nici nu contează în ce dată de naștere suntem născuți, în momentul în care manifestăm partea negativă, lucrurile vor începe să nu funcționeze cum ne-am dorit sau spre binele nostru. Data de naștere 9. Are capacitatea de a aduce echilibru și armonie în mediul înconjurător. Abilitatea de a învăța din experiențe și de a se conecta cu înțelepciunea interioară. Capacitatea de a sprijini și ajuta pe cei din jur în mod altruist. Nouăle are un spirit de sacrificiu foarte mare pentru societate, pentru persoanele din societate, și atunci au un aspect nefavorabil pentru el, îi ia povara pe umerii lui pentru persoanele din societate și se neglijează pe el într-un mod foarte dramatic. Adică chiar uită de el la propriu. Nu mănâncă, nu se schimbă, nu, 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 pentru că este în societate. Un nouă, cel mai mult îi place să stea în societate. Și din această cauză, tendința de a se implica emoțional în problemele altora. Deci, dragi persoane care sunteți născute în data de 9, nu este țelul vostru să schimbați lumea.
ajutați atât cât vă permite timpul, cât vă permite energia și finanțele, pentru că un nouă are tendința de a dona mai mult decât are. Din cauza asta și chestia asta de sacrificiu pentru societate, pentru ei vor să facă o schimbare mondială în lumea asta, ca toată lumea să fie fericită, toată lumea să aibă. Da, e foarte bună intenția lor, doar că manifestând totul la extremă se ajunge în partea negativă și atunci normal că vor avea de suferit. Data de naștere 10. Personalitatea reflectă inovația, este creativ și aduce perspectivă în tot ceea ce face. Flexibilitatea îl ajută să navigheze cu ușurință prin schimbări, iar simțul său și al umorului aduce bucurie în jurul lui. Este o persoană care strălucește ca un mic soare în jurul lui. Dar dacă de aici e data de naștere 1 și data de naștere 10. Toți sunt un team lideri, toți sunt niște conducători, doar că 10-le are mai aparte flexibilitatea asta în care jonglează printre situații, în care vin ideile, lui vine ideile imediat, adică e așa ca un soare, strălucește imediat, mă vezi, da, știu, așa facem, deci facem în modul ăsta. Și atunci are tendința de a deveni prea fixat pe rezultatele materiale sau pe succesul extern, ignorând aspectele profunde și autentice ale vieții. Adică s-ar putea să piardă o parte din viața lui în care să se trezească la un moment dat să zică: Aoleo, păi eu niciodată nu am văzut cum răsare soare. Pentru un 10 e ceva obișnuit, e ceva normal. Dacă îl întreb, nu știu, soarele când răsare dimineața sau pomul din fața ta, câți pomi ai în fața casei, ei nu o să știe, pentru că sunt niște persoane care tind mult spre succes, au idei, au abilități, au toate uneltele necesare, dar pierd parte din viața lor. Uită, se bucură de prezent din această cauză. Și atunci, dacă fac chestia asta, ar duce la o lipsă de satisfacție interioară și un sentiment de gol. Adică, în momentul în care ajunge liderul liderilor și ajunge la succesul maxim, își dă seama că se simte gol în interior, pentru că nu a trăit și nu s-a bucurat de chestiile mici ale vieții, bucuriile mici ale vieții, care pentru alte persoane sunt foarte importante, dar el nu a știut să le aprecieze la momentul respectiv. Deci, dragi persoane născute de data de 10, trăiți momentul. Succesul se poate împărți în două părți, atât personal cât și să aveți și viață personală și viață profesională. Data de naștere 11. Au o intuiție puternică și conexiune profundă cu înțelepciunea și spiritualitatea. Îndrumător și mentor natural pentru cei din jur, au capacitatea de a duce lumină și învățături în viețile altora, căutător de adevăr și semnificație în spatele aparențelor. Persoanele din data de 11 sunt niște persoane care, și chiar dacă nu știu că au abilitatea asta, au o intuiție de a te îndruma, te uită la tine și zice: Băi, știi, parcă tu ai, nu știu, ai avea un talent în desen. Și da, chiar îmi place să desenez. Și de ce nu desenez? Adică îi încurajează pe persoanele din jur. Pot să vadă printre rânduri cum ar veni în spatele lor ca să descopere talentul și persoana. Își dă seama repede când o persoană vrea să profite sau chiar e persoana care îi cu adevărat. Și atunci are o sensibilitate crescută care poate duce la emoționalitate excesivă. Sunt persoane care nu își cunosc abilitățile lor și atunci au văzut că o persoană sau două au vrut să profite de ei și atunci aș pune o barieră enormă pentru că emoționalitatea o duce în exces. Pentru că la urma urmei tot un 2 este și un 11 și au intuiția și simt emoția. Și atunci de multe ori își pun o barieră din cauza că nu știe de ce. Crede că doar lor li se întâmplă, dar nu. Ei doar au abilitatea asta extraordinară de a vedea dincolo de masca socială, să zicem așa. Au dificultate în a-și gestiona energia intensă și poate duce la oboseală. Pentru că sunt niște persoane
care simt când merg pe latura pozitivă, ei au așa o energie care nu știe ce să facă cu ea, care nu știe să o canalizeze către un scop și atunci energia asta îi duce la oboseală. Adică el e obosit să fie energic, el e obosit să tot poată, să tot facă pace, nu știe cum să-și consume energia și la un moment dat obosește. Și atunci e într-o stare foarte confuză. Ce mă fac eu acum? Adică eu tot așa, niciodată nu, la mine nu se mai termină. Au tendința de a se simți copleșiți de responsabilitățile lor spirituale. Din cauza că simt și sunt foarte intuitivi, persoanele vin la ei să le ceară sfatul, să le ceară ajutorul și ei au tendința, păi pe bune, toată lumea la mine nu mai vine să plângă, nu mai vine să-i ajut, adică nimeni nu vine, nu știu, doar așa să mă sune de dragul de a vedea ce fac. Dar totuși asta e o abilitate de-a lor care, dacă ar valorifica-o, printr-un curs, pot să devină mentor, pot să devină coach. Au foarte multe abilități care, meserii care să le pună în abilitate ca să-și consume energia asta și intuiția care o au. Și atunci au nevoie de timp pentru a-și găsi echilibru și a se proteja energetic. Din cauza că au toată energia și intuiția asta și la ei, în jurul lor, totul e calm, dar în interior e un vulcan. Și ei, într-un fel sau altul, o să fie nevoiți să învețe să-și găsească echilibru. Altfel nu pot. Vor fi așa, ca un vulcan care explodează din interior și din exterior totul e frumos, totul e ok, dar ei nu știu de ce explodează. De multe ori, băi, nici eu nu știu, nu pot să-mi explic, dar ceva se întâmplă sau am obosit, dar nu știu de ce, că n-am făcut nimic. Ei trebuie să învețe ca să-și găsească echilibru ca să se protejeze energetic. Data de naștere 12. Sunt căutător de înțelepciune și dornic să-ți găsească sensul în experiențele vieții. Inspirator pentru cei din jur, oferind ghidare și sprijin în momentele cheie. Apreciază armonia și echilibru în toate aspectele vieții, capacitatea de a învăța din trecut și de a crește prin introspecție. Pentru că 12 este tot un 3, care sunt curioși, care tot timpul sunt într-o căutare, dacă îi întreb, nu știu de ce, doar lor le place și vor să facă. Și atunci, din cauza aspectele pozitive, îi căutarea asta a lor, care poate să-i ducă pe partea nefavorabilă de a fi prea absorbiți în căutarea înțelepciunii și uitând să trăiască prezentul. Ei tot timpul au un plan, au nu un plan, au mai multe planuri, au mai multe aspecte profesionale în care sunt implicați și pur și simplu uită să mai trăiască în prezent. Au necesitatea de a învăța și să elibereze regretele să continue înainte. Deci necesitatea asta lor de a învăța este din faza curiozității. Trebuie să învețe să mai pună un stop. Am făcut un curs sau chiar e ceva ce îmi doresc, pentru că curiozitatea asta lor îi duce pe partea negativă în care își ocupă absolut tot timpul și nu mai au timp pentru ei sau chiar și profesional pentru jobul lor și rămân treburile nefăcute. Azi rămâne făcute, mâine rămâne făcute, la un moment dat vor fi niște consecințe care tot ei va trebui să le înfrunte. Au tendința să fie prea critici față de ei și de ceilalți. Din cauza că cunosc puțin și din aproape tot, critică. Critică pentru că știu, dar nu știu profunzimea. Și atunci, înainte de a critica, inclusiv pe ei sau pe cei din jurul lor, să stea puțin să se gândească în profunzimea lucrurilor. Că de multe ori au dreptate, dar sunt și cazuri în care n-au dreptate și atunci critica asta se întoarce împotriva lor. Deci, 12, tot așa, puțin în prezent. Învățătura și curiozitatea care o aveți, domoliți-o, găsiți un echilibru de a fi mai domol. 13. Au capacitatea de a se adapta la situații dificile și de a învăța din ele. Înțelepciunea lor îi ghidează pe cei din jur. Sunt capabili de transformări, să transforme dificultățile în învățăminte prețioase. Sunt sensibili și intuitivi. 13 este tot un frate cu 4
și cu 22, dar au, pentru că e format din 1 și 3, 1 e persoana care vrea să fie lider și 3-ul curiosul, deci ei sunt foarte adaptabili. Nu-i sperie nimic. Sunt și curajoși. Au înțelepciunea asta interioară ca să-i ghideze pe cei din jur pentru că văd lucrurile în ansamblu. Și atunci, partea nefavorabilă ar putea să fie anxietatea sau temerile ascunse pe partea emoțională. Pentru că, totuși, sunt un patru care nu, ias, nu le place să iasă din zona lor de confort. Au și niște trăiri interioare destul de mari care nu le exteriorizează, le ține acolo în ei. Și atunci au tendința de a cădea în gândirea pesimistă care poate afecta percepția vieții. Tind să fie niște persoane pesimiste. Ei știu că unul cu unul fac doi și nimeni nu poate să-i contrazică și doar pe principiul ăsta o să meargă. Nu o să încerce niciodată să zică unul plus unul fac doi și dacă mai adăugăm un unu, nu, las. Unul cu unul fac doi și ne-e destul atât dacă noi atâta știm. Au nevoia să se elibereze de trecut și să permită să se reinventeze, adică să iasă din zona de confort, să încerce și altceva nou. Lor nu le place nou, nu le place să iasă din zona de confort. Sunt niște persoane care rutina zilnică o adoră. Deci ei adoră să facă lucrurile repetitive. Deci, permiteți-vă să ieșiți puțin din zona de confort și să vă eliberați emoțiile. Să nu vă mai faceți vinovați doar pe voi înși vă de ce se întâmplă în jurul vostru. Pentru că emoțiile astea acumulate în timp, clar că nu o să ducă la ceva bun. 14. Au abilitatea de a găsi soluții inovatoare și de a rezolva provocări. Are înțelegerea profundă a oamenilor și a dinamica relațiilor. Au o abordare echilibrată, fără să se lase copleșiți de situații sau de emoții. 14 este o persoană, tot așa, aventuroasă, este extremistă. Și atunci, curiozitatea asta lor de a se aventura, de a ieși din regulile societății, le dă abilitatea ca să găsească soluții inovatoare, pentru că ei încearcă. Ei, dacă nu încearcă, nu sunt sănătoși, nu se simt ei bine. Ei trebuie să încerce altceva, altfel de a rezolva situația. Și atunci, din această cauză, au tendința, câteodată, dacă merg pe partea negativă, să se închidă în ei pentru că consideră că societatea îi judecă prea mult pentru că încearcă să facă lucrurile altfel. Mai au o tendință de a fi foarte zgârciți. Nu sunt recunoscători pentru ce au, tot timpul își doresc mai mult. Și au așa o tendință de a profita de la alte persoane. Adică dacă, nu știu, merge la cafea cu X că știe că are un beneficiu de pe urma întâlnirii. Au o tendință din asta le place oricum foarte mult materialul, le place banii. Și mai au posibilitatea de a deveni prea autocritici și în încercarea de a găsi perfecțiunea. Pentru că lor nu le place regulile, tot timpul ies din reguli și atunci merg către perfecțiune, dar devin autocriticii lor în momentul în care încearcă și încearcă prea mult și nu-și găsesc un echilibru. 15. Au abilitatea de a aduce noi perspective și soluții în situații complexe, capacitatea de a se adapta ușor la fiecare schimbare și de a învăța din fiecare experiență, creativitate și entuziasm contagios. 15 este tot un 6, doar că la un alt nivel, și atunci 6-le este persoana familiară, armonioasă, prietenul desăvârșit și au capacitatea și din dorința lor de a ajuta,
se adaptează ușor la situații. Dar partea negativă, pentru că la un moment dat, în momentul în care tu dai mai mult decât ai, dacă nu mai găsesc cuvintele. Manifesti partea negativă și atunci ai riscul de a deveni superficial și agitat dacă nu-și canalizează energiile pentru un scop. Ei ajută pe toată lumea, nu contează în ce domeniu, nu contează în ce situație și atunci normal că se pierd la un moment dat, obosesc și își Își creează risipesc. și un gol. Exact, Da. exact. Și Da. își risipesc energiile și atunci au Da. și tendința de a deveni prea răspândiți și de a nu se concentra pe o direcție. Un 15 este persoana care rezolvă problemele la toată lumea, dar el are cele mai multe probleme nerezolvate, din cauza că dă prea mult și nu știe să pună stop. Este un umanist. 16. Are capacitatea de a influența și de a inspira pe cei din jur prin cuvânt și acțiune. Are o determinare puternică ca să-și transforme viața și ajuta pe alții să se dezvolte, abilitatea de a găsi soluții creative la provocări. 16 este un 7, dar la alt nivel. Și atunci, persoanele din data de 16, 7 și 25, ele cunosc lucrurile în profunzime și atunci au toate aspectele acestea pozitive de a găsi soluții, de a rezolva problemele societății, a familiei, dar aspectele nefavorabile îi riscul de a deveni prea absorbit de ceea ce cred și de a neglija ceea ce cred ceilalți și de a-și neglija propriile nevoi. Pentru că cunoaște lucrurile în profunzime, el știe când greșește. Persoanele din jur s-ar putea să nici nu-și dea seama, dar este un critic prea mare pentru el. El știe sigur că nu a făcut bine chestia respectivă, că trebuia pus cuiul la 20 de grade și eu l-am pus la 22 de grade. Nu observa nimeni, dar el știe și nu poate să trăiască cum ar veni cu asta. Se lasă pe partea negativă în prea multe emoții. Are tendința de a lua asupra lui prea multe responsabilități. Din cauza că cunoaște lucrurile în profunzime, el știe cum trebuie făcute lucrurile și atunci îi consideră pe cei din jur, nu poți să le faci cum le fac eu, las că le fac eu. Și dacă tu le faci pe toate, restul ce mai face? Și atunci, normal că mergi pe partea negativă în care îți iei prea multe responsabilități și la un moment dat clachezi. Nu ai cum să le termin pe toate. 16 este numărul cu cele mai multe frici. Are frică de întuneric, are frică de apă, probabil are frică de înălțime, are frică. Data de naștere 16 în numerologie este o dată de naștere spirituală. La un moment dat, persoanele născute în data de 16 vor lua calea spiritualității, vor înțelege. Au abilitatea de a simți și de a vedea multe lucruri care noi, persoanele din restul dăților de naștere, nu putem. Și atunci, din cauza asta, au frici. Pentru că consideră că au o problemă. Ei, de fapt, au o binecuvântare. Doar să învețe să o managerieze. Nu este absolut nimic în regulă cu voi. Simțiți, vedeți multe care noi restul nu putem. Aveți încredere în voi. Sunteți niște persoane foarte speciale cu o alură așa. Îi simți energia în jurul tău. Data de naștere 17. Are capacitatea de a aduce lumină în întuneric și de a oferi inspirație altora. Abilitatea de a vedea dincolo de aparențe și de a găsi semnificații profunde, talente artistice și capacitate de exprimare creativă. Un 17 poate să vadă dincolo de persoane. Are o capacitate. Adică doar se uită la lucru și vede lucru pe ansamblu, gata, făcut cum ar trebui să facă. Capacitatea de exprimare și talentele artistice le are, doar că de cele mai multe ori nu le valorifică. Pentru că
totul îi se pare prea puțin, prea simplu, prea ușor și caută tot timpul ceva mai complicat. Data de 17 mai are o chestie de. Îi place să fie în lumină, îi place să fie în lumina reflectoarelor, dar totul se simte foarte bine să fie managerul artiștilor, să nu fie el artistul. Și asta e un lucru care îl ține într-o zonă de confort anume. Și atunci, pentru că are capacitatea de a vedea lucrurile, perspectiva lucrurilor, are privirea de ansamblu, poate să caute răspunsuri în locuri greșite și să devină confuz sau dezamăgit dacă nu-și ascultă intuiția. Are tendința de a se simți descurajat atunci când nu găsesc răspunsurile dorite. Nu găsesc răspunsurile dorite pentru că sunt prea simple pentru ei și atunci ei caută, nu, deci e un da, dar e virgulă și continuarea. Ei nu mai găsesc un demers să caute, nu mai găsesc virgula și continuarea după aceea și atunci simt că nu-i suficient, nu-i destul, nu e cum trebuie să fie. Dacă persoanele din jurul vostru sunt mulțumite cu răspunsul, adică nu vă lăsați pradă aspectelor nefavorabile pentru că vă duce în partea negativă și vă consumați prea multă energie și psihic și mentalul e prea pus la muncă din această cauză. Pentru că ei sunt persoanele cu, nu cu perfecțiunea, dar e un fel de perfecțiune care la ei treaba trebuie să fie foarte bine făcută. Așa cum trebuie să fie și dacă se poate puțin, încă un puțin de la tine ca să văd că ți-ai dat silința. Deci așa îi caracterizăm pe cei cu 17. E foarte bine făcută, dar parcă trebuia puțin mai mult. Și atunci caută, își dau de lucru mai mult decât ar trebui să facă. 18. Au capacitatea de a îmbina ambiția cu responsabilitatea și etica. Abilitatea de a lua decizii informate și de a obține rezultate semnificative, talente de lider și viziune strategică. 18-le e o persoană foarte activă, e o persoană cu o cunoaștere profundă, dar e o persoană care dorește ca prin cunoașterea lui, el învață doar ca să învețe cum să ajute omenirea. Ca omenirea să ajungă la un nivel mai bun. Și atunci, ca să facă asta, el știe că trebuie să fie o persoană inteligentă, văzută, cu o carieră de succes, cu un statut social și are riscul să se prea concentreze pe succes și să ignore aspectele personale sau relaționare. Ei consideră, ok, tu cu ce ai putea să mă ajuți? Cu nimica, ok, te las deoparte că mă duc la superiorul tău. Dar totuși e posibil ca persoana lui să-ți ofere mai multe soluții decât persoana la care tu crezi că are mai multă putere sau o vezi tu cu un statut mai mare. Au tendința de a se supraîncărca cu responsabilități pentru că vor să rezolve problemele lumii de unii singuri. Ei cu ei să nu-i mai ajute nimeni, să ei pot să facă. Și atunci se implică foarte mult în problemele astea societății și se pierd pe ei. 19. E un căutător de înțelepciune. Curiozitatea îl împinge să exploreze adâncimile cunoașterii, se inspiră din experiențele trecute și folosește intuiția puternică pentru a-și atinge obiectivele. 19 e tot un 1, dar la un alt nivel. Aspectele nefavorabile, pentru că ei tot 19 are tendința să ajungă un lider, dar nu un lider oricum sau nu un lider oriunde, deci un lider care să aibă un cuvânt de spus într-o societate mai mare. Nu știu, ei vor să fie liderul care, managerul echipei de fotbal, nu a Manchesterului, a României, nu un lider așa într-un grup în care tu ești liderul, tu ești șeful. Nu. Asta e treabă de unul cum ar veni, nu de 19. Și atunci, din chestia asta de a deveni un lider puternic și impunător,
au tendința să se simte superior față de ceilalți și să caute în mod exagerat validarea, care duce la probleme de relaționare și conflicte interpersonale din cauza unei atitudini critice și arogante. Din cauza că dorește să ajungă 19-le, are impresia, cum ar veni, că cu cât e mai înalt, cu atâta toată lumea îl va respecta mai mult și că el o să fie. Și atunci își permite câteodată să fie arogant, ceea ce e un aspect negativ și nu-i aduce nimic bun. Sunteți lideri, sunteți niște persoane foarte inteligente, capabile, cu abilități, dar aveți grijă la partea negativă. Nu o exprimați, nu o puneți în practică, că vă va da mai mult de lucru decât să vă facă mai mult bine. Data de naștere 20. Au abilitatea de a colabora și a aduce armonie în relații. Capacitatea de a se integra în diferite medii, simțul justiției și a egalității devenind mediatorul grupurilor, dorni să învețe din experiențe și să evolueze constant. 20-ul este o persoană. În tarot numerologie este Marea Preoteasă. Este o persoană impunătoare, este o persoană puternic comunicativă, adică ar fi în stare să, o persoană născută în data de 20, poate să aducă amabilitatea între două țări care sunt în război, să le împace. Așa, este un comunicator foarte bun, are abilități de comunicare și de negociere foarte ridicate. Și atunci partea nefavorabilă a lui îi pasivitatea excesivă și evitarea confruntării. Pentru că o persoană care are abilități foarte bune de comunicare trebuie să susțină punctul de vedere, dar dacă merge pe partea negativă și se lasă pradă emoțiilor și nu iasă din zona de confort, evită confruntarea. Are dificultăți în exprimarea propriei opinii și nevoi. Tot din această cauză, că nu își impune punctul de vedere și consideră că să nu deranjeze pe nimeni, mai bine tac și mă retrag și stau deoparte. E un aspect nefavorabil e nevoia de a găsi un echilibru între a ajuta pe alții și a-și îndeplini nevoile personale. Pentru că face parte tot din arhetipul 2. Persoanele acestea sunt foarte emoționale, emotive, adică ele plâng împreună cu tine, nu găsesc soluția, plângem împreună și vedem după aia ce se întâmplă. Dar o persoană care pune aspectele pozitive, își manifestă aspectele pozitive, nu va plânge cu tine. Pur și simplu te va lua, zice, ok, am înțeles, hai să găsim soluții. Că dacă stăm să ne plângem împreună, nu ajungem la niciun final. Și atunci, abilitatea asta de comunicare, dacă și-o asumă și o practică, aspectele nefavorabile, negative din data lui de naștere nu se vor manifesta. 21. Dorința puternică de a atinge scopurile și succesul în realizarea personală. Învățător natural și căutător neobosit de cunoaștere. Ambiția și hotărârea în depășirea provocărilor, abilități de lider și capacitatea de a influența pozitiv pe cei din jur. 21 este o persoană care știe ce dorește și va ajunge cu succes la final. Dar partea negativă este că sunt prea obsedați de succes, trecând cu vedere din unele aspecte importante ale vieții. Adică persoanele din 21 poate să steie zile și nopți în continuu să învețe, să studieze pentru a trece un examen, dar totuși uită să aibă grijă de el și la un moment dat, după ce termină examenul, se va îmbolnăvi pentru că corpul își va cere tributul de a se odihni. Și dacă tu nu îi dai odihna care are nevoie, el la un moment dat se va îmbolnăvi ca el să poată să se refacă, că altfel nu face față cu tine. Are tendința de a-și asuma prea multe responsabilități și de a se supraîncărca. Din cauza că are o ambiție și o hotărâre foarte mare și știe ce dorește de la viață și are și planurile cum să le facă.
totul pe foaie e ok, și dar nu găsește un echilibru, una le pune în practică, atunci are tendința asta de a se supraîncărca. Are riscul de a fi impacientat și de a renunța înainte de a atinge obiectivele. Asta se întâmplă în momentul în care ne supra-solicităm. Deja avem o memorie, aoleo, ce greu a fost data trecută, nu, nu mai vreau să trec prin asta. Și atunci stop, nu mai facem nimic și stăm în zona aceea de confort în care nouă ne este ok. Dar nu e ok. Nevoia de a învăța cum să gestioneze eșecurile, să vadă lecțiile din spatele lor. O persoană din data de 21 nu știe cum să piardă. Nu știe pentru că el știe că poate, știe că are cu ce și nu știe cum să piardă. Și atunci, în momentul în care pierdem, tot timpul o ușă închisă înseamnă o alta deschisă. Vezi ce ai pierdut sau ce ai avut de învățat din acea lecție, din acea pierdere, pentru că sigur îți va fi o lecție pentru viitor. Persoanele născute în data de 22. Capacitatea voastră de a face lucruri mari este remarcabilă. Aveți abilități de lider și capacitatea de a influența pozitiv. Sunteți capabili să transformați idei și în acțiuni practice. Sunteți inspirațional și creativ. 22 în numerologie este marele constructor. Construiește, reconstruiește, nu pierde nimic. La el nimic nu se pierde, totul se transformă. Și de aici capacitatea de a face lucruri mari. Dar partea nefavorabilă îi tendința de a avea așteptări nerealiste față de voi înși și vă poate provoca frustrare. Din cauza că aveți viziunea cum să faceți lucrurile și știți că se pot face în felul în care voi știți, aveți mari așteptări de la voi pentru că în a reconstrui, adică persoana născută în data de 22, noi vorbim aici de o gândire foarte mare. Adică ei nu se gândesc la oraș și la societate, ei se gândesc la țară, se gândesc mondial, se gândesc. Deci au o viziune extraordinar de mare și știu cum poate să îmbunătățească viața asta socială a noastră care e. Și atunci consideră că nu face destul încât să se facă auzit, să se facă văzut, să se facă înțeles și atunci își pune așteptări, are niște cerințe de la el mult prea mari pentru locul în care se află. Poate să simtă presiunea de a atinge succesul și a depăși standardele. Persoanele născute în data de 22 sunt niște persoane foarte pragmatice, dar în același timp încăpățânate. Extraordinar de încăpățânate și foarte, foarte bine organizate. Și atunci pun presiune pe ele de a depăși standardele. Poate să cadă în capcana detaliilor și să își neglijeze propriile nevoi. Pentru că sunt niște persoane foarte mentale, la ei ziua începe cu punctul. Urmează virgula, semnul întrebării, semnul exclamării și totul se desfășoară exact cum și-au propus. Nu permit, Organizare. da, maximă, maximă, e mai mult decât organizare. Am vrut să pun organizare, dar organizarea deja este un cuvânt prea mic la ce pot ei să facă. Și atunci, poate să cadă în capcana propriilor detalii. Permiteți-vă să ieșiți din regulile astea, să vă lăsați așa puțin liber, să învățați să vă relaxați și să lăsați loc și pentru spontaneitate. Dacă un lucru nu este scris pe lista lui de to-do list, astăzi lucrul acela nu se va întâmpla. Nu are cum. Nu merge azi la cafea, că trebuie să stea, să facă, nu știu, planurile pentru săptămâna viitoare la jobul lui. Și atunci nu permite să se întâmple altceva decât ce este scris. Permiteți-vă să vă relaxați, învățați să vă relaxați, să nu mai luați greutatea asta de schimbare a lumii pe umerii voștri, că nu vă face bine. Mai bine găsiți o echipă care să. Nici nu vreau să mă gândesc și ar putea să facă 5 sau 6 de 22 împreună. Deci ar fi
Nu știu, o schimbare extraordinară. Nu știu cum de nu a venit la nimeni ideea să facă un partid de 22. Doar pentru că probabil fiecare ar avea regula lui, ar ajunge la o confruntare personală maximă. Dacă scopul ar fi același, rezultatele ar fi uimitoare. Ziua de naștere 23. Au carismă și farmec personal remarcabil. Abilitatea de a influența și de a inspira oamenii prin cuvintele și acțiunile sale, inteligență și creativitate ce se completează în mod armonios. 23 este tot un frate de alu 5 și de alu 14, dar mai mare. Ăștia alții sunt frații mai mici, el este mai mare. Și atunci, pentru că face parte din arhetipul 5, sunt niște persoane foarte curioase, foarte nonconformiste. Și cunosc multe lucruri pe bază personală. De ce? Ei știu că priza curentează, că nu știu când înainte au băgat un deget și au văzut că curentează la propriu. Adică ai încredere când îți spune nu băga degetul în priză că te curentezi. Ei au vorbesc din experiența personală. Și din această cauză, ei inteligența și creativitatea o completează în mod armonios pentru că au mai testat. Știu cum să facă, au învățat, au fost curioși și le-a plăcut. Au riscul de a cădea în capcana superficialității și a instabilității dacă nu își păstrează direcția. Pentru că sunt niște persoane destul de curioase și nonconformiste, poate să înceapă o profesie inclusiv și la urmă, dacă nu au stabilitate, să renunțe. Că devin curioși de alte aspecte ale vieții și renunță la profesia respectivă, la studiile respective și merg să facă altceva și la un moment dat își dau seama că nu era ceea ce vreau să facă ei. Acordă prea multă atenție părerilor altora, ignorând propriile nevoi. Fiind o persoană nonconformistă și aventuroasă și dornică de a încerca absolut tot, nu-i place să stea singur și tot timpul caută societatea, caută grupurile de persoane și atunci dacă aspectul nefavorabil îi că își pierde încrederea în ei din cauza că, a, nu, uite, aia e cu moda, vadă ce frumos se îmbracă. Eu, hai să văd. Și atunci tinde să devină dependent de părerile celorlalți. Aveți încredere în voi? Sunteți niște persoane fantastice? Dar fiți voi. Nu superficial, nu fiți voi. Și cu glumele acolo, tot un sfat îi, țineți-le așa la limita bunului simț. Nu exagerați. 24. Are capacitatea de a duce oamenii împreună și de a crea relații de încredere, abilitatea de a găsi soluții practice și eficiente pentru provocări, dedicație și dragoste față de familie și prieteni. 24 este tot așa un frate mai mare al lui 6 și al lui 15, care 6, 15, 24 sunt familiștii convinși, pentru că pentru ei e foarte importantă familia. Și atunci un aspect nefavorabil îi riscul de a se îngrijora prea mult pentru a menține armonia și de a se sacrifica pentru ceilalți. Armonia atât în familie cât și în societate, absolut unde este persoana din 24, tinde să mențină armonia pentru că este prietenul și familistul convins. Are tendința de a se autocritica sau de a lua asupra lui responsabilități excesive, pentru că nu contează dacă e femeie sau bărbat, un familist e cel care se sacrifică pentru familie. Și atunci are tendința să-și ia toate treburile astea pe poverile, pe spatele, mai mult decât îi cere, pentru că dacă au trăit într-o părinții tot timpul au spus, a, fă acum că când o să te însori, o să trebuiască să renunți la aia, să faci aia, să muncești mai mult, să dormi mai puțin, să te distrezi mai puțin, să, nu știu. Fiecare cu ce vine din trecut, cu ce bagaj vine. Și atunci, familistul, când spune în familie, multe lume zice, a, da, când te căsătorești, faci sacrificii, trebuie să faci și aia. Nu, nu trebuie să faci nimic decât pur și simplu să-ți iubești, să stimezi familia și să nu simți că ești
sacrificiu care e nevoie ca să fie armonie și să fie toate lucrurile să meargă ok în jurul tău. 25. Abilitatea de a duce împreună idei creative și planuri pragmatice. Puterea de a înțelege rapid situațiile și de a găsi soluții rapide și eficiente. Dorința de a învăța și a se dezvolta, și a dezvolta abilități diverse. 25. 1, 2 și 1, 5. 2. Emoție, intuiție, 5, un conformist, aventurierul curios, care vrea să le facă pe toate. Și atunci, 25 are abilitatea de a duce împreună atât idei creative cât și planuri pragmatice. Aspectele nefavorabile îi riscul de a agi în gândire și de a evita riscul sau schimbarea. Din cauza emoțiilor și a nonconformistului care nu își permite să iasă în afară, are aspectul acesta negativ de a deveni prea rigid în gândire și în tot ce înseamnă schimbare în jurul lui. Are tendința de a se simți copleșit de așteptările excesive ale celorlalți. Persoanele din jurul lui nu îi cere ceva excesiv, doar el percepe chestia asta. Pentru că nu își permite să încerce, nu își permite să încerce altceva, să iasă din, de obicei, din pătrat ca să ajungă la 5, atunci el are doar impresia asta că persoanele ceilalți vor mai mult de la el decât ar putea el fi în stare. Doar trebuie să-și permită să încerce că el va fi în stare să le facă. Persoanele în data de 25, în numerologie, au o chestie interesantă. Sunt așa, ori prea prea, ori foarte foarte. Nu prea știe să țină echilibrul la mijloc. Și atunci poți să-i vezi dimineața ca niște îngerași care se trezesc și seara să își scoată masca aia de pioros și să-și exprime foarte mult partea negativă. Am în familie, deci cunosc și chiar mă gândesc, vezi tu, aspectele astea pozitive nu și le dezvoltă, nu și le folosește mai mult, să zic, astea nefavorabile. De asta vezi, e important să le cunoaștem și pe cele pozitive, da, și să le dezvoltăm și să fim atenți asupra celor negative, nefavorabile, da, și să le lăsăm mai moale cumva. Deci e Da, chiar foarte interesant. pentru că oameni, noi oamenii toți împreună la un loc, este mult mai ușor pentru noi și suntem mult mai confortabili să găsim vinovatul decât Da. să ne gândim de ce s-a întâmplat asta, care-i cauza. Nu mai bine spun eu că ăla e vinovat că și-a lăsat, nu știu, mașina în fața porții și eu m-am împiedicat și nu știu ce am făcut sau nu știu ce s-a întâmplat, decât să mă gândesc, ok, probabil nu era ok pentru mine să plec de acasă, că la colțul străzii s-a întâmplat cine știe ce nenorocire și eu eram acolo dacă nu se întâmpla asta. Și atunci, tot timpul, eu în numerologie, cum ar veni, nu că mă bazez, dar dacă îmi spui că te-ai născut în data de 4, spun ok, ție nu prea-ți place să ieși cu în societate. Ieși, dar nu e plăcerea vieții tale. Păi de unde știi? Pentru că e latura negativă și tot timpul nouă ne este mult mai ușor să manifestăm latura negativă în loc de latura pozitivă. Și, adică, mă bazez într-un fel sau altul pe chestia asta. După ce am făcut numerologie și mi-am luat și data mea de naștere și am analizat-o, mi-am dat seama, e extraordinar ce frumos manifesti tu partea negativă. Hai să lucrăm! E important să conștientizăm. Da, asta sunt, asta mă cheamă, dar asta nu mă face pe mine o persoană rea sau o persoană vai de mine. Nu. Ok, știu că astea sunt aspectele mele mai puțin favorabile care mă avantajează, nu mă aduc nimic bun. Hai să le pun în practică pe cele pozitive. În momentul în care ai o gândire pozitivă, în care vrei binele, nu ai cum să mai faci partea negativă. Dar e cel mai greu de lucru la Da, chestia asta. să fii conștient de aceste lucruri, să le cunosc, să fiu conștientă, cum ai zis, da, de 22. Clar că mă regăsesc, clar că mă strădui să mă relaxez și să las mai moale și am făcut, da, fac pași spre asta, pentru că văd că am tendința asta, da, de a folosi aspectele astea nefavorabile, dar dacă nu le-aș cunoaște, aș zice, așa sunt eu și ori respect regula mea,
respect, dar știu că, da, nu că sar calul, dar de multe ori sunt exagerată. Și atunci, clar că cumva vreau să-mi fac bine și mă uit, da, spre aspectele nefavorabile și zic, ia să văd, deci în relaxare. Hai să pot eu să văd cum aș reuși să mă relaxez. Hai să nu mai critic atât, pentru că Da, foarte da. bine ce am făcut, doar că dacă Da. mie nu-mi convine, aia nu Da. înseamnă că am greșit sau că nu e ok. Da. Da. Persoanele născute în data de 26, n-am spus despre ele, nu. Au capacitatea de a găsi soluții echilibrate în situații complexe. Au talente de organizare și abilități de gestionare a resurselor, dorința de a sprijini și ajuta pe ceilalți în mod practic. 26. Gândim din nou. 2, 6. 2, emoția, 6, cel mai bun prieten. Emoție și intuiție. Și atunci, normal că găsim soluții complexe și echilibrate. Pentru că avem abilitatea asta din data de naștere. Aspectele nefavorabile? Riscul de a lua pe umerii noștri prea multe responsabilități. Normal, e intuiția, e doiul care empatizează cu toată lumea, hai să-l ajut pe săracul din el, și șase, care e prietenul absolut, care, vai de mine dacă te-ai tu pe cap, las că eu am mai multe, dar pot să le duc. Și atunci au tendința să ia asupra lor mai mult decât pot să facă. Au tendința de a fi preocupați de a satisface așteptările celorlalți. Sunt două numere care tot timpul tind să se sacrifice pentru alții. Dacă ar fi un 1 și un 6, da, unul e ăla care și pentru mine, și 6-le și pentru voi. Dar și 2 și 6-le au tendința să facă foarte mult pentru societate, prieteni, familie. Mai are o chestie în momentul în care s-au săturat, că atât au ajutat, creează situații în care ceilalți îi sunt datori în diverse feluri materialiste. Ai ajutat 10, parcă te-ai săturat și când vine al 11-lea, în capul lui se spar toate, pentru că tu nu știi să gestionezi și să echilibrezi situația în care tu singur îți oferi ajutorul. Este dominator, răzbunător, fără scrupule, pentru că în momentul în care se statură, dar tot din vina lui, cum ar veni, că el nu știe ca să ofere doar din cât are, nu din mai mult. Și atunci, partea negativă este, vine cu frustrare și vine cu chestia, da, eu sunt calul de bătaie, dar numai eu, dar numai la mine, dar de ce tot eu? Pentru că dai, te oferi. Învățați să voi, adică, de fapt, toate cifrele, toate datele de naștere, nici nu contează. Nu trebuie să învețe un lucru care e comun la toată lumea, iubirea de sine și dă doar din cât ai. Dacă noi nu ne iubim pe noi și dăm mai mult din ce avem, clar că se creează un minus. Și atunci tot noi trebuie să îl umplem cu altceva. Și de obicei, dacă ajungem la oboseală, îl umplem cu Dacă îl frustrare. umplem, dacă nu vine cineva, are grijă să ne-l umple. Că întotdeauna eu încă am observat, da, și mi s-a întâmplat în viața reală, deci am întâlnit o persoană și, mă rog, s-a întâmplat acolo o chestie foarte interesantă, dar fără să se gândească logic, deci primesc pe o parte o bucurie și cumva pe cealaltă parte ar trebui să dau ceva ca să echilibrez și clar că nu a știut despre lucrurile astea și cumva nu că i-a dat, i-a luat viața ceva și am zis, Doamne, cât de interesant e să știm și să facem conștienți lucrurile astea, da? Deci să ne observăm și să dăm și să. Deci cumva dai cu o mână, cum să zice, iei cu o mână și dai cu cealaltă ca Exact. să pot Și să dai cu 10. echilibrez. Da, ceva. Ziua de naștere 27. Au capacitatea de a aduce inspirație și înțelegere celor din jur. Se conectează în domeniile materiale, abilitatea de a conecta domeniile materiale cu cele spirituale și talente artistice și creativitate profundă. Riscul de a căuta răspunsuri în locuri nepotrivite și de a deveni descurajați. Din ce cauză? Pentru că este 2 cu 7 este 9, 2 este emoție, intuiție, 7 este înțelegerea profundă, numărul spiritualității. Ei consideră că un răspuns trebuie să vină de la o persoană profesională, dar nu prea acceptă partea de spiritualitate. Și atunci, dacă
nici nu știu, dacă vrea să vadă sensul stelelor pe cer, vor merge la un astrolog, astrolog, dar nu care cunoaște profund zimea, că planetele sunt aliniate într-un fel și când interacționează se întâmplă energiile. Nu percepe chestia, nu vrea să perceapă. Ei zice, nu, medicul e medic, când ești bolnav, nu bei ceai de mentă, te duci la medic, când îți pușcă becul, chem electricianul, nu-l chem pe nenea care a lucrat și el a făcut becurile și firele și știe mai bine ca electricianul și așa mai departe. La el tot timpul trebuie să fie o persoană foarte calificată ca să-i dea răspunsuri. Și atunci caută răspunsurile în locurile nepotrivite și devin descurajat. Simt că nu e ceea ce vroiau și nu știe unde să mai meargă și devin confuz. Au tendința de a se simți copleșiți de complexitatea lumii. Pentru că, într-un final, sunt un nouă care caută răspunsuri la întrebări, cum ar fi de ce stelele sunt pe cer. Și în momentul în care șaptele le dă momentele lor de introspecție cu doiul, care le dă empatia, le dă emoția de care au nevoie ca să înțeleagă lucrurile, și ei se uită la cum zice, wow, tu îți dai seama, păi de pomul ăsta nimeni nu a avut grijă, nimeni nu l-a... Ui ce mare îi! Uite câte fructe ne face, mâncare și toate beneficiile care ne dă, dar totuși el singur, păi de ce? Astea sunt întrebările lor și zic, bă, da, dar oare numai eu gândesc așa? Adică pe mine nu mă înțelege nimeni, doar din cauza că nu acceptă. O să ajungă la un moment dat în care o să-și caute el singur răspunsurile și o să se convingă și de partea ezoterică a lumii, de energie, bioenergie și așa mai departe, dar va dura. Și în timpul ăsta o să se simtă că nu face parte din lumea asta, că nu-l înțelege nimeni, că el nu știe ce caută, că oricâte întrebări ar pune, nu-i se oferă răspunsul care să-l satisfacă personal, nu care să ofere informații. Va Da, găsi da. răspunsuri cu părți de informații, dar nu cu o satisfacere personală în ceea ce caută. Și atunci, persoana în data de 27 ar trebui să înțeleagă puțin partea cu ezoterismul ca să găsească răspunsurile la întrebările lor. 28. Este un înțelept al relațiilor. Empatia îl ajută să înțeleagă nevoile celor din jur și să creeze armonie în relații. Cu abilități de comunicare puternice, împărtășește înțelepciunea sa cu ceilalți. Este o persoană care trăiește în societate. Trăiește în societate, da, dar care empatizează foarte mult cu nevoile societății. Caută cum să-i ajute, cum să-i înțeleagă, cum, dacă știe ceva, știe toată lumea, n-are nicio problemă să împărtășească. Are dificultate de a-și găsi echilibru în latura lor pragmatică și cea emoțională. Pentru că e un 2 și un 8, 8-ul e foarte, foarte pragmatic, foarte realist, foarte impunător și atunci au tendința de a fi de ambele, dar nu știe cum. Și iară nu găsesc echilibru între succesul material și să neglijeze aspectele interioare ale lor sau de relaționare. Tot timpul sunt într-un război intern, confuz, în care eu o să-l ajut și pe respectivul, dar trebuie să mă duc la muncă să-mi câștig și eu banii. Păi cum să le fac pe amândouă? Și e foarte greu ca să găsească un echilibru în toate confruntările astea interioare. De obicei sunt niște persoane care nu se enervează ușor, se enervează foarte greu, dar și mai greu exteriorizează. Sunt niște persoane care se ceartă ele cu ele în interiorul lor zile întregi. Zile întregi până când cineva se dea de capăt, doar de ce tace și nu vorbește și nu comunică și nu așa. Da. Trebuie să învețe să își găsească echilibru în ceea ce fac și să nu mai ia emoțiile și problemele celorlalți cu ei acasă.
să învețe la ușa de la casă, rămâne problemele societății afară, intru în casă, când pleacă de acasă, rămân problemele de acasă acasă și pleacă în societate. E foarte important pentru ei să-și găsească echilibru respectiv. 29. Sunt căutători de înțelepciune și adevăruri ascunse, inspiratori și învățători, având un impact semnificativ asupra altora, au capacitatea de a înțelege complexitățile umane și de a oferi sfaturi înțelepte, conexiuni cu dimensiuni superioare și înțelegeri profunde. 29, dacă îl adunăm, ne dă un 11, care este un număr maestru în numerologie. Numerele maestre sunt destule persoane pe acest pământ cu numere maestre, dar în momentul în care nu înțelegi să ai un număr maestru, sau nici măcar nu contează dacă e maestru, dar dacă e maestru, e mai greu. Trebuie să înveți ce înseamnă acel număr, ce ai de făcut și cum poți să ajungi. Că degeaba ai un număr maestru dacă tu nu știi să-l folosești. Ca vorba aia, ai un talent și te întorci tot cu un talent înapoi, e degeaba. Dacă mergi cu 2-3, așa, ai făcut ceva. Avem un talent, dar noi nu-l folosim. Și la ce ne folosește talentul? La nimic. Și atunci, pentru că sunt căutători de înțelepciune și adevăruri ascunse, adică data de naștere 29 tind să se ducă mult către ezoterie, către spiritualitate, dar să o înțeleagă la un alt nivel, la un nivel mai profund. În momentul în care nu își dau voie, nu își permit, sunt foarte multe persoane care nu își permit ei înșiși chestia asta, doar din considerentul de a, o să audă lumea, o să zică că habar nu am ce. Și atunci ei singuri se blochează în a nu cunoaște. Și atunci au autoexigență și critici interioare. Ei se critică pe ei de ce nu își permit să facă anumite lucruri. Au nevoie de a găsi un echilibru între lumea spirituală și cea fizică. Ei spiritual știu, o simt, vor, dar e prejudecata ce o să spună vecinul, vecina, familia, societatea și așa mai departe. Se simt compleșiți de încercarea de a înțelege prea mult. Ei cunosc și dacă nu cunosc, o simt și știu că e ceva în spate, dar parcă le e prea greu ca să recunoască, pentru că în momentul în care recunosc, automat se schimbă. Necesitatea de a se proteja energetic și de a-ți menține granițele. Pentru că totuși au de fiecare dată o chemare către partea spirituală, către partea ezoterică, nu își dau voie să se manifeste și atunci asta poate să le facă mai mult rău decât bine. Tot timpul ei sunt foarte... Dar ce o să spună lumea? Ce părere o să aibă alții despre mine? Da, eu știu că, nu știu, există energie, bioenergoterapeut. Nu o să meargă la un bioenergoterapeut, o să facă cercetări, dar așa, în secret, să nu știe nimeni, că să n-audă lumea ca să zică, Doamne ferește, cine știe ce despre el. Deci, dați-vă voie ca să fiți cine simțiți că puteți să fiți. Pentru că o persoană cu data de 29, un număr maestru, un interior, poate să ofere foarte multe la exterior, doar dacă își permit, normal. Pentru că degeaba am eu, nu știu, 1 milion de lire, dacă eu nu vreau și nu, să nu-i cheltui, eu nu mă duc să-mi cumpăr nimic, ai țin acolo. La un moment dat se devalorizează, uite de ei, adică peste 10 ani o să fie valorificați poate la, nu știu, 1.000. Și degeaba am eu 1 milion dacă îl țin acolo. Deci, dragilor, din data de 29, permiteți-vă să încercați ceea ce simțiți, să experimentați și să luați bariera din fața voastră, că doar singur vă puneți. 30. Dorniți să aducă schimbări pozitive în lume prin creativitate și compasiune. Energia iubirii față de ceilalți și dorința de a se implica în binele colectiv. Abilități artistice dezvoltate și capacitatea de a se exprima liber și autentic. Înțelegerea profundă și capacitatea de a empatiza cu suferințele altora. 30 este o dată de naștere foarte activă, expansionistă, curioasă, nu stă într-un loc, nu... E o persoană care gesticulează foarte mult din mâini,
E o persoană care nu prea știe să țină secrete, dar nu că nu sunt prieteni sau că vai de mine, din cauza că vorbesc foarte mult, sunt atâta de entuziaști, dacă îi spui, știi, uite, vrem să facem surpriză la Nadia de ziua ei, să nu îi spui, nu îi spui la un 3, la un 30 nici într-un caz, pentru că el o să meargă la Nadia la cafea și o să vorbească din una din alta, entuziasmat fiind subconștient, o să se scape și o să-i spună, wow, știi, tu nu trebuia să afli. Pentru că ei împărtășesc bucuria lor cu alții, din cauza asta îi energia iubirii față de ceilalți și dorința de a se implica în binele colectiv. Au o energie și o stare de bine, atâta timp cât nu sunt pe partea negativă, care ți-e mai mare dragul să stai de vorbă cu ei. Ai ce să vorbești. Nu cunosc în profunzime lucrurile, dar cunosc atâta cât poți să ai o conversație despre artă, pictură, film, comedie, spectacolul de ieri, ăla de mâine, adică cunosc pentru că sunt curioși. Un 30 și un 3 neapărat. Dacă mint, nu o să-i prins cu minciuna. Pentru că sunt atâta de creativ și minciuna e o creație. Și atunci ei când vor minți, ei vor minți că vor crede și ei jumătate din minciuna respectivă și e foarte greu să-i prinzi cu minciuna. Ei o spun așa ca și cum e exact minciuna respectivă în realitate. Și atunci e foarte greu să prinzi cu minciuna o persoană născută în data de 3, 12, 30 și 21. Da, și 21. Și încă, Ana, li se Așa că pare cumva, pentru că cunosc, da, de asta zic, că eu cu tot e așa, li se pare cumva că e foarte ok să spună și o minciună, pentru că astfel ies dintr-o anumită situație, așa, într-un anume fel, adică diplomat. Păi cum diplomat? Că aveam situații. Cum diplomat să minți? Mai bine spune adevărul sau spune, mă rog, înconjură cumva, dar nu spune minciuni. Nu, pentru că e, deci cumva minciuna e sănătoasă, gen la numărul 3, da? Deci am avut în apropiere și întotdeauna, deci nu mai puteam de ciudă când, adică știam că minte și el era, adică conștient, dar s-a scos într-un mod diplomat. Da, asta e 3-ul. ar fi foarte buni scriitori, actori, pentru că au creativitatea asta în ei. Adică ei ar putea inventa niște romane și niște cărți de succes bazate pe imaginația lor, fantastice. Sau ar putea să picteze sau să modeleze ceva fantastic, pentru că au foarte multă creativitate. În momentul în care treiul nu-și folosește mâinile, își folosește mintea în a scrie cărți, în a face arte sau a minți. Nu. Deci, da, sunt niște persoane foarte. Și parcă ți-a și așa să-i zici, băi, dar minți, că. Parcă și tu. Băi, dar eu știu sigur că minte, dar. Și dacă e adevărat, Da. au abilitatea asta lor. Au ceva foarte special. Da. Am o parte iară nefavorabilă a lor, e riscul de a deveni copleșiți de sarcinile lor și de a se epuiza. Sunt foarte expansioniști, sunt foarte așa, iau deciziile și pe moment și lor când le dai ceva de făcut, ei sunt foarte bucuroși. Și atunci, da, dăm și, nu știu, mă duc și îți fac și cumpărăturile, fac și la un moment dat, dar nu mai am timp, dar când le fac pe toate? Și atunci au riscul de a se copleși, de a se epuiza, încercând totuși, dacă ei au zis că fac, să facă. Și au tendința de a se simți vinovat sau responsabil pentru suferința altora, din cauza că empatizează mult cu situațiile persoanelor din jurul lor. Și ei, de la creativitate, de la imaginație, de la toate astea, o iau așa ca pe o, își fac un scenariu ca pe o situație personală a lor reală. Adică nu mai e problema lui X sau lui Y, parcă e problema mea mai mult decât a lui. Hai să văd cum o rezolv. Normal că nu e bine. Deci, fiți mai pragmatici, mai realiști, mai. Nu e a vostru tot. Da. E împărțit pe categorii. Ziua de naștere 31. Abordarea, deci aici n-am mai avut loc să scriu aspectele pozitive pentru Am că observat.
Iar eu un 4 la un alt nivel și am avut ce să... Mi-e greu să-mi aleg așa cuvintele în câteva propoziții. Abordarea lor practică și pragmatică asupra vieții, stabilitatea și construcția sunt esențiale pentru ei. Pun temelii solide în tot ceea ce fac, atât în planurile personale, cât și în cele profesionale. Sunt muncitori dorniți să-și transforme visurile în realitatea concretă. Responsabilitatea și loialitatea sunt trăsături importante în personalitatea lor. Sunt oameni de cuvânt care își onorează angajamentele și susțin pe cei din jur. Detaliile sunt esențiale pentru ei, iar această abordare atentă îi ajută să fie buni manageri și organizatori. 31 este un 4. Persoanele născute în data de 4, 13, 22 și 31 sunt niște persoane foarte muncitoare. Sunt leneși cu diplomă doar dacă își manifestă partea negativă. Dar de obicei ei muncesc mult să aibă tot ce au. Ei consideră că fără muncă nu vine nimica la ei, nu se întâmplă nimica, nu se mișcă nimic. Și atunci, de multe ori, riscul de a se extenua din cauza cerințelor lor interne, pentru că consideră că trebuie să facă o muncă, muncă, ca să aibă ceva. Și mai au tendința de a se rătăci în gânduri sau de a deveni neliniștiți în momentul în care devin așa, nu mai interesează, o fi bine, merg mult pe partea lor negativă. Merg spre lenevie, pentru că un aspect nefavorabil al lui 4, nu neapărat a zilei de naștere 31, al lui 4, 13, 20, 22 și 31, este partea negativă, este lenevia, adică să nu aibă un scop, să nu aibă un plan pentru viața asta și să lenevească. Acolo sunt foarte, foarte jos psihic și negativiști. Atunci au nevoie să învețe cum să stabilească priorități și să se concentreze în momentul în care nu mai e niciun plan. E un lucru foarte grav, distructiv pentru un patru. Deci, countdown. Pentru că și riscul de a se extenua din cauza cerințelor lor interne, poate să fie ori că nu are niciun căpătâi sau că are prea multe și atâta de mult perfecțiunea asta vor să o pună în evidență încât se extenuează. Deci, Am persoanele cu învățat și patru. eu echilibru în chestia asta, pentru că ți-am spus, eu fac, 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 da, tot patru, și am zis, ok, fac de luni până vineri inclusiv, dar sâmbătă și duminica, și fiica mea știe să facem pijamas days, deci să nu fac nimic. Cum spui tu, lenevie, dar lenevie conștientă, adică Da, îmi da. dau voie, ok, poate mă și Să relaxez te un pic. relaxezi, exact. Da. Să nu Da. mai fac, pentru că înainte făceam și sâmbătă și duminică, adică erau 7 zile cu muncă și cu organizare și cu astea și am zis, na, gata, hai să lenevesc conștient. Și la voi munca e muncă, adică nu vă Da. gândiți că la un patru munca e. Deci ori e fizică, ori e mentală, dar e din aia cu transpirat, cu asudătură. Nu e Deci, joacă. nu întâmplător stau și la casa cu numărul 4. Să-ți mai pun așa. Da. Da, dragilor, Asta. acestea au fost zile de naștere. Eu sper că nu a fost prea lung podcastul, că am încercat, dar vedeți, sunt informații importante care nu pot să le dau cu jumătate de măsură, că nu s-ar înțelege nimic, ca nimeni n-ar Da. înțelege și n-aș putea, eu n-aș fi mulțumită cum ar veni. Nu sunt un patru, dar îmi place să dau informația completă pe cât posibil. Normal, că dacă ar fi să vorbim, eu aș putea să vorbesc o zi întreagă despre toate aspectele astea, dar totuși am încercat să le extrag esențialul lor din tot Da, contextul esența. numerologic. Ana, dragă, ce să te întreb eu? Deci tu faci, de exemplu, numerograme și personale și de familie. Dacă, exemplu, ar veni o persoană, femeie sau bărbat, și spune, ai putea să-mi faci, să vedem compatibilitatea. Sau, poate sunt persoane care doresc să facă numerograme și pentru copii.
Da? Deci tot o familie, de exemplu, ca să vadă fiecare cam cum stă, că de asta eu la fiecare număr, mă rog, m-am uitat, dar eu oricum, deci pe copiii mei, eu tot timpul, nu că-i caut, dar mă interesează să-i înțeleg, da, de ce fata mea e un șapte și cum se comportă șaptele, cum mai zis, deci de astea pozitive și nefavorabile, băiatul e un 24, da? Deci să înțeleg întotdeauna mi este foarte important ca să pot să mă uit asupra lor și să îndrumăm copiii, da, să-i scoatem cumva conștient din aspectele astea nefavorabile, pentru că eu rezonez foarte mult cu șaptele care le-ai prezentat și m-am uitat și am observat că multe chestii cumva le are fiica mea, da? Și atunci eu conștient când știu lucrurile astea, deci pot să-i îndrum calea cumva să, așa, plus de astea karmice. Deci faci numerograme de... Pune dacă vrei pe ecranul mare să te văd. Oprește. Așa. Așa, da, fac numerograme inclusiv de toate, nu fac numerograme de compatibilitate. Ok. Pentru că eu presupun, în momentul în care, eu aici vorbesc de relațiile de cuplu exclusiv, da? În momentul în care ți-ai luat un soț sau o soție, clar ai avut ceva de învățat de acolo. Da. Nu pot să vin eu să spun sub nicio formă, adică nu-mi permit să spun, a, nu, ești cu persoana nepotrivită. Dacă ești cu ea, clar ai ceva de învățat. Deci eu refuz numerogramele de compatibilitate între parteneri, soț-soție și așa mai departe. Ok. Ai de învățat ceva de acolo, pot să spun, da, fac numerogramă familiară normal, pentru că în momentul în care am învățat numerologia și mi-am luat fiecare membru al familiei la descătușat, cum ar veni, mi-a dat seama, aoleo, pă, uite, fiica mea reacționează în felul ăsta pentru că fiul meu, și eu ca tuta făceam exact invers, că nu-i știam, nu-i cunoșteam și așa mai departe. Da, eu consider că e foarte esențial să ne cunoaștem copiii, pentru că în felul ăsta putem să îi îndrumăm pe mai departe. Iar e foarte esențial să ne cunoaștem pe noi și partenerii noștri, pentru că dacă eu nu cunosc interiorul soțului meu, care el în exterior, oricât ar vrea el să fie de sincer și de și de și de, tot avem trăirile noastre. Păi eu dacă nu știu, nu știu, am o persoană în data de 16 și dacă de obicei persoana născută în data de 16 dorm cu lumina aprinsă sau cu o luminiță în cameră. Și eu dacă nu știu care îi motivul din spatele, pot să zic, aoleo, păi, consum curent, că mai sunt din astea care zice, consum curent, vine factura. Și de acolo începe ceartă și așa mai departe. Da. E Deci, important să aflăm lucrurile astea ca e să-i foarte important. înțelegem. De asta e important. Nu Și de acolo că... pleacă armonia în familie, adică părerea mea este aceasta, că de acolo pleacă armonia în familie și sunt foarte benefice, dar acum normal, fiecare Dar, de cu exemplu, hai că priorități. iar mi-a venit altă întrebare. Deci, numerograma s-ar putea face și pentru o carieră sau un job, dacă mie mi s-ar, să zic, potrivi anumite sau să mă duc la jobul respectiv sau să renunț că aș vrea eu să fac ceva individual sau ai putea să vezi acolo Eu, anumite aspecte? da, pot să văd anumite aspecte, pot să văd din ce egregor de neam faci parte, pentru că neamul din care venim are anumite abilități. Da. Eu vreau să mă fac constructor și eu vin din neamul medicilor. Păi, Sau muzician, sau da, da. într-un fel sau altul, îți dai seama că o să am mai multă abilitate către medicină decât către construcție. Acum Da. nu o să spună nimeni că nu poți să ajungi constructor, dar calea până acolo va fi mult mai lungă și așa mai departe. Poți să... Da, inclusiv noi calculăm numărul mașinii, numărul telefonului, numărul companiei, să vedem ce număr are, cum poate să... cu numerologia putem să calculăm orice, depinde de cerința care este. Ok, am înțeles. Și unde te pot găsi oamenii? Pe Facebook, doar? Am Facebook-ul, care am pagina mea personală, doar că nu-mi place să amestec pagina mea personală cu profesională și așa. Am un grup de Facebook, se numește Magia Cifrelor cu Ana Maria.
Ok, am să o trec în descriere, o să mi-l dai. Da, Facebook-ul meu personal și acum mai asta am făcut, am fac și niște videoclipuri scurte pe TikTok, tot așa, în care povestesc normal despre numerologie. Și de acolo am invitația către grupul meu de Facebook, unde postez și cât de cât încerc să mențin un echilibru al postărilor, că de multe ori na, suntem ocupați, nu avem Da, tot și timpul eu. sau ceva de genul, dar îs la început, adică de acum Am mă înțeles că, organizez. da, e timp și cu media asta, cu social media, să fim prezenți peste tot și să dăm informații și așa, și mai când ai și familie și copii și job și, da. Bun, Ana, dacă mai vrei să adaugi ceva. Măi, eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare și pentru invitație, Nadia. Ești un host Cu drag. excepțional. Și mi-a făcut mare plăcere să fiu alături de voi și eu sper ca informațiile mele să vă fi făcută puțin lumină, cum ar veni, în deciziile care sau în viața de zi cu zi. Da, cu siguranță, cu siguranță și oricum asta se va putea revedea, pentru că eu știu când am făcut și primul interviu cu numărul casei și așa, la așa de multă lume le-am spus că toți fiecare se duceau și derulau exact până să vadă numărul meu. Aha, spune așa, asta trebuie să fac. Deci ajută, orice informație de asta, eu cred că ne ajută să ne cunoaștem în primul rând pe noi și să ne îmbunătățim și cunoscându-ne pe noi și cunoscând lucrurile astea, de exemplu, ai un partener la muncă sau o colegă pe care nici cum nu poți să o înțelegi. Ce doamne are femeia aia? Păi numai un pic să o întreb în ce dată e născută și dacă mă uit aici și zic, aha, de asta face ea, adică își pune în valoare inconștientă, da, aspectele nefavorabile, dar eu acum o înțeleg. Și pot să mă raportez la ea cumva că n-ar avea nimic personal cu mine sau. Deci eu cred că ajută pe multe, multe părți numerologia Da, asta, e foarte. avem o cunoștință care are o companie mai mică cu câțiva angajați și na, eu de când am intrat în numerologie și la un moment dat am zis, ok, dăm datele persoanelor. Și am spus, uite, persoana asta ar fi foarte bună, așa, așa, așa. De când eu consider că l-am luat în considerare pentru Da. că mi-a dat și feedback-ul și zice, wow, ce mișto, ce bine merge. Foarte bine, mă bucur. Deci, Da. da, putem să ne ușurăm foarte mult viața, să zic așa, dacă cunoaștem personalitatea persoanelor de lângă noi. Ca Da, și aici e măcar toată. vezi tu că e doar puțina parte care ne-ai dat-o Exact, acum. Dar exact. când îl cunoști așa mai în profunzime, nu știu, Da, pe o să vin. șeful sau pe mama sau pe tata, de ce acționează într-un anumit fel. Deci e foarte, foarte Într-o ședință de interesant. numerologie este mult mai complex să luăm Da. în calcul matrița care o facem pe baza datei de naștere, care ne oferă. Aici sunt doar abilitățile noastre interioare. Acolo sunt mult mai multe informații și normal putem să dăm și soluții și cum să acționeze un plan Da. pe o perioadă mai lungă, dar da, numerologia este foarte, foarte, foarte complexă. Bună, Ana. Dacă ar fi întrebări pentru de la cei prezenți, dacă nu, oricum se pot lăsa. Eu am să încarc video-ul ăsta și o să-l punem mâine pe grup și pe YouTube și am să ți-l dau și ție. Și detaliile tale de contact și grupul. Așa, și cine dorește, cine e. De multe ori, cum am zis, din curiozitate, eu fac foarte multe lucruri și caut să găsesc anumite răspunsuri din curiozitate. Că e foarte important să ne înțelegem, da, noi pe noi, de ce acționăm sau de ce n-am acționat până acum așa, ca să, cum să zic, să devenim cea mai bună variantă noastră. Da, super. Mulțumesc, Ana, drag. Atunci să ne auzim cu bine, când o Cu să mare fie. drag, cu mare drag. Mulțumesc, doamnelor prezente. O seară Mulțumim, bună. Ana. Mulțumim. Cu drag.